Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dumnezeu locuiește în lăcașul Său cel Sfânt. Dumnezeu îi adună pe toți într-un gând în casa Lui. El îi dă poporului Său putere și tărie. Avem și noi, iubiți credincioși, această convingere a psalmistului că Dumnezeu locuiește în lăcașul Său cel Sfânt. Și ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie, venim să ne întâlnim cu El. Porțile împărăției cerului ni se deschid și suntem invitați să luăm parte la ospățul euharistic. Pentru ca participarea noastră, întâlnirea noastră cu Dumnezeu de la această Sfântă Liturghie să aducă rod, acum la început îi cerem iertare pentru ca având sufletul curat să participăm așadar cu folos la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim.
Să ne rugăm. Dumnezeule, ocrotitorul celor ce nădăjduiesc în Tine, fără Tine nimic nu e deplin, nimic nu e sfânt. Sporește-ți îndurarea față de noi, pentru ca prin puterea și sub călăuzirea Ta, astfel să ne folosim de bunurile trecătoare, încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veșnice. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea întâi a Regilor. La Gabaon, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon noaptea. Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: Tu ai arătat o mare îndurare față de slujitorul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate, în corectitudine, în corectitudinea inimii față de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, David. Însă eu sunt doar un copil, nu știu să ies și să intru. Slujitorul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor numeros, care nu poate fi nici socotit, nici numărat. Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare ca să-l judece pe poporul tău, discernând între bine și rău. Căci cine poate să-l judece pe poporul tău care este atât de mare? Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului, pentru că Solomon a cerut lucrul acesta. Dumnezeu a zis: fiindcă ai cerut lucrul acesta, nu ai cerut pentru tine zile multe, nu ai cerut pentru tine bogății, nu ai cerut viața dușmanilor tăi, ce ai cerut pentru tine discernământ ca să asculți judecata, iată, voi face după cuvintele tale. Îți voi da o inimă înțeleaptă și chipzuită. Ca tine nu a mai fost nimeni înainte și după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Legea Ta, Doamne, este izvor de înțelepciune. Legea Ta, Doamne, este izvor de înțelepciune. Am zis, partea mea, Doamne, este să păzesc cuvintele Tale. Mai bună este pentru mine legea gurii Tale decât mii de lucruri de aur și argint. Amen.
explicarea cuvintelor tare, dă lumină și pricepere celor nepricepuți. Lectura a doua. De mult înainte a rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, de fapt știm că toate conlucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul Lui. Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a și rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său, așa încât El să fie primul născut între mulți frați. Pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a și chemat. Pe cei care i-a chemat, i-a și justificat. Pe cei care i-a justificat, pe aceștia i-a și glorificat. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu! Preamăresc pe Tine, Părinte, Stăpânul Cerului și al Pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției Tale. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a spus: Împărăția cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde și, plin de bucurie, merge și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. La fel, împărăția cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găsește un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde tot ce are și îl cumpără. Din nou, împărăția cerurilor este asemenea năvodului aruncat în mare, care adună de toate. Când s-au umplut, oamenii îl trag la țărm, se așează, adună ceea ce este bun în coșuri și aruncă ceea ce este rău. Tot așa va fi la sfârșitul lumii. Vor veni îngerii și îi vor separa pe cei răi dintre cei drepți și îi vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Ați înțeles toate acestea? I-au spus da. Atunci le-a zis: de aceea, orice cărturar instruit în ale împărăției cerurilor este asemenea stăpânului casei,
care scoate din tezaurul său lucruri noi și vechi. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, duminica trecută, Evanghelia ne prezenta ca și astăzi trei parabole. Acestea fac parte din așa numitele parabole ale împărăției. Prin intermediul lor, Mântuitorul vrea să ne ajute și pe noi, ascultătorii de astăzi, să înțelegem în ce constă această împărăție a lui Dumnezeu, a cărei venire El a propovăduit-o prin cuvintele și faptele sale. Să ne amintim că celor care îl acuzau la un moment dat că scoate pe diavoli cu ajutorul lui Beelzebul, căpetenia diavolilor, le-a spus că nici de cum nu poate să facă lucrul acesta cu ajutorul căpeteniei diavolilor, dar o face cu ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă el îi scoate pe diavol cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la ei. Ne amintim de asemenea de faptul că acelui cărturar care l-a întrebat care este cea din tâi poruncă din lege, Mântuitorul, văzând că a dat un răspuns inteligent, i-a zis: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Duminica trecută au fost trei parabole, una mai extinsă, ne aducem aminte, parabola neghinei din Ogor, și altele două mai restrânse, parabola grăuntelui de muștar și cea a drojdiei din aluat. Aceste parabole ne vorbeau despre natura intimă a împărăției lui Dumnezeu și ne determinau să privim din interiorul împărăției lui Dumnezeu, astfel încât să o percepem ca pe o realitate care poartă în sine un dinamism special stabilit de însuși Creatorul. Așa cum într-o sămânță există informația pentru planta viitoare, la fel în împărăția lui Dumnezeu se află un dinamism interior precis care corespunde naturii sale statornicite de Creator, astfel încât ea naștere, crește și se dezvoltă așa după cum a stabilit bunul Dumnezeu. Ei bine, parabolele acestea de astăzi, pe care tocmai le-am ascultat, ne determină să privim natura împărăției oarecum din afara ei. Însă, deși ne fac să privim realitatea împărăției din exterior, ele ne ajută să pătrundem mai adânc semnificația, secretul, intimitatea acestei realități. Dacă prin parabolele de duminica trecută vedeam că nu avem niciun amestec în dinamismul interior al împărăției, sămânța odată semănată nu-l mai interesează oarecum pre agricultor, de asemenea cea minusculă și neînsemnată sămânță de muștar cade în pământ și crește de la sine, iar aluatul, odată ce a fost amestecat cu drojdia, este lăsat acolo în pace până ce dospește. Ei bine, prin parabolele de astăzi ne dăm seama că în această împărăție a lui Dumnezeu, despre care ne vorbește Mântuitorul, avem un rol hotărător. Pentru a înțelege aceasta, aș sugera următoarea comparație. Să ne gândim la sămânța unei plante exotice, să zicem.
Nu avem nimic de a face, nu avem niciun amestec în conceptul, în natura acestei semincioare. Dumnezeu a stabilit totul referitor la natura acestei semincioare și la mecanismele plantei care stă ascunsă în germen, în aceasta. În schimb, dacă noi vrem ca acea semincioară să germineze, este de datoria noastră să-i creăm condițiile necesare pentru a încolți și apoi să o îngrijim să crească, să se dezvolte și să rodească. Dacă vreți, duminica trecută Mântuitorul ne vorbea despre această semincioară, iar astăzi ne vorbește despre ceea ce trebuie să facem ca aceasta să germineze și să dea naștere plantei pe care o conține ascunsă. Așadar, iubiți frați, înțelegem din parabolele de astăzi că împărăția lui Dumnezeu, deși cu toții am primit-o în germen, ca o sămânță, în ziua botezului nostru, este de datoria noastră să-i descoperim și să-i apreciem valoarea neprețuită pe care o are. Pentru că tocmai atunci când se întâmplă aceasta, atunci ea încolțește și crește. Până atunci putem spune că stă oarecum în stare latentă. Iar această apreciere este o descoperire care are loc pe neprevăzute, ceea ce scoate în evidență că ea este întru totul darul lui Dumnezeu. Așadar, e vorba de o descoperire pe neașteptat. Așa cum s-a întâmplat cu acel om care a descoperit o comoară de preț într-un ogor. Merge, face tot ce îi stă în putință pentru a deveni proprietarul acelui teren și intră astfel în posesia comorii. Cine oare dintre noi nu ar proceda la fel dacă s-ar afla într-o situație similară? Să știi că un anumit teren conține o comoară imensă. Cum nu ai face tot posibilul să intri în posesia acelui teren pentru ca apoi să te bucuri de acea comoară? Așadar, iubiți frați, împărăția lui Dumnezeu despre care ne vorbește Mântuitorul este cea mai de preț comoară care merită orice efort pentru a intra în posesia ei. Apoi, percepem din parabola negustorului de perle, de mărgăritare prețioase, că împărăția lui Dumnezeu este un bun spiritual de mare valoare care merită să ne străduim să se adauge celorlalte bunuri de preț ale noastre pe care le colecționăm de-a lungul vieții. Sunt acele valori spirituale și chiar materiale în care credem și pentru care ne zbatem, muncim și ne consumăm întreaga viață. Mai mult chiar, acest mărgăritar, această perlă prețioasă, trebuie să fie apreciată de noi mai presus decât toate celelalte bunuri spirituale și materiale la un loc. Și în felul acesta ne înscriem în dorința Mântuitorului care ne-a spus: căutați mai întâi cele de sus și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Totuși, împărăția nu crește și nu se dezvoltă oricum. Iar aceasta ne-o sugerează parabola năvodului. Am văzut, spune Mântuitorul, pescarii se așează și îi separă. Separă peștii buni de cei răi. Pe cei buni îi păstrează, iar pe cei răi îi aruncă. Cei răi, înțeles aici, în sensul biblic al acelui termen de alimente impure pe care le evita orice evreu pios. Erau astfel animale impure
a căror carne era interzis să fie consumată, la fel erau considerați impuri, răi, acei pești care nu aveau solzi și aripioare, de aceea erau dați deoparte. Înțelegem așadar și din această parabolă a năvodului că trebuie să fim oarecum selectivi în sensul de a aduna ceea ce este bun și de folos pentru împărăție și a da deoparte ceea ce este nefolositor, ba chiar dăunător. Nu putem accepta orice așa de avalma, cu o atitudine împăciitoare, neutră. Nu putem merge după mentalitatea lui lasă că merge și așa, e bine și așa. Este bun și divorțul, este bună și conviețuirea înainte de căsătorie. Nu. Distincția trebuie să fie clară, selecția trebuie să fie hotărătoare. Ceea ce este bun trebuie păstrat, iar ceea ce este rău trebuie îndepărtat. Iar pentru aceasta este nevoie de discernământ, de înțelepciune, care se dobândește numai și numai în genunchi, în rugăciune, în atitudinea potrivită în fața lui Dumnezeu. Astfel încât înțelegem, iubiți frați, că de fapt împărăția lui Dumnezeu nu este altceva sau nu este altcineva decât însuși Hristos. El este sămânța cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. El este însuși cuvântul lui Dumnezeu care, odată primit, semănat în ogorul bun al sufletului nostru, poate aduce rod bogat. El, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este această comoară ascunsă care trebuie descoperită. El este mărgăritarul, perla prețioasă pentru care merită să vinzi totul. Construim, contribuim și noi la construirea, la creșterea și dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu în măsura în care îl lăsăm pe Dumnezeu să ne stăpânească, să ne guverneze, să domnească în viața noastră, să împărățească în noi. La fiecare rugăciune, Tatăl nostru, repetăm și de multe ori trebuie să recunoaștem, trecem foarte repede peste cuvintele rugăciunii. Repetăm și cerem, de fapt, Domnului să vie împărăția sa. De fapt, ce altceva îi cerem dacă nu? Să ne ajute să-i permitem lui Hristos să vină în viața noastră, să ne guverneze viața noastră, să vină să vindece viața noastră, să rodească pământul searbăd al sufletului nostru. Prezenți la această sfântă liturghie, meditând asupra acestui cuvânt al Mântuitorului, să-i cerem harul de a-l aprofunda, de a-l medita, de a-l face să rodească în viața noastră de zi cu zi. Amin. Deodată să fie Iisus Hristos. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria, Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să-i cerem Tatălui în rugăciune să ne dăruiască înțelepciunea inimii ca să înțelegem parabolele împărăției și să le trăim. Să ne rugăm cu înseși cuvintele lui Iisus spunând, Tată, vie împărăția ta! Tată, vie împărăția ta! Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, prin predicarea Evangheliei și prin exemplul vieții creștinilor, să îndrepte oamenii spre valorile Spiritului, să ne rugăm. Tată, vie împărăția ta! Pentru ca episcopii și preoții să fie printre oameni martori și vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu și să fie ascultați cu inimă deschisă, să ne rugăm. Tată, vie împărăția ta! Pentru ca persoanele cu responsabilități în conducerea popoarelor, după exemplul tânărului rege Solomon, să-i călăuzească pe toți oamenii la învățăturile Domnului, să ne rugăm. Tată, vie împărăția ta! Pentru ca toți creștinii, prin viața lor și mai ales prin participarea la liturgia bisericii, să găsească momente de ascultare față de Dumnezeu, de reflecție personală și de alegeri corecte în armonie cu credința, să ne rugăm. Tată, vie împărăția ta! Pentru ca noi, cei care participăm la această sfântă liturghie, prin mărturia vieții să fim pentru toți un semn și o anticipare a împărăției cerurilor pe care Iisus a venit să o instaureze pe pământ, să ne rugăm. Tată, vie împărăția ta! Părinte Sfânt, învrednicește-ne să fim într-o zi cetățeni ai împărăției tale. Fă ca acolo unde domnește exploatarea, noi să răspândim dreptatea. Unde triumfă eroarea, noi să aducem adevărul. Unde este egoism, să intervină înțelegerea și iubirea noastră, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește aceste daruri pe care le avem din bunătatea Ta, tainele preasfinte prin care lucrează puterea Harului Tău să sfințească viața noastră de acum și să ne ducă la fericirea veșnică prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care, de sub jugul păcatului și al morții, am fost chemați la demnitatea de a fi acum un neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de Dânsul. Noi vestim pretutindeni măreritțiile Tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate puterile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău
pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Arătă-te, Doamne, ovestind și învierea Ta, o mărturisind. Doamne, celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Eu te cred aici, de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umil și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine.
Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Să ne rugăm.
Am primit, Doamne, dumnezeiasca taină, memorial veșnic al pătimirii Fiului Tău. Dă-ne, te rugăm, fericirea să ne fie spre mântuirea acest dar pe care ne l-a dăruit El însuși în iubirea Sa negrăită, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Rugăciune către Maica Domnului în vremuri de încercare. O Marie, Tu strălucești mereu pe drumul nostru ca un semn de mântuire și de speranță. Noi ne încredințăm Ție, tămăduitoarea bolnavilor, care sub cruce ai fost asociată suferințelor lui Iisus, păstrându-ți credința neclintită. Tu, salvarea poporului creștin, știi de ce anume avem nevoie și suntem siguri că ne vei da, pentru că așa cum s-a întâmplat la Cana Galilei, să revină din nou bucuria și sărbătoarea după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica iubirii divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Iisus, care a luat asupra Sa suferințele noastre și S-a împovărat cu durerile noastre pentru a ne conduce prin cruce la bucuria învierii. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Marie, tămăduitoarea bolnavilor, Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat Ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinților Ioachim și Ana. Luați loc puțin pentru câteva anunțuri. Iubiți credincioși, începând de duminica viitoare, 2 august, vom reveni la programul obișnuit din zilele de duminică și sărbători, cu
cu liturghia la ora 11. Așadar, astăzi a fost ultima zi când s-a celebrat liturghia la 11 și jumătate. Începând de duminica viitoare, revenim la liturghia la ora 11. Tot duminica viitoare, 2 august, este porțiuncula. De la mijlocul zilei precedente, 1 august, și pe tot parcursul zilei de 2 august, orice credincios, îndeplinind condițiile cerute, poate obține o singură dată indulgența plenară. Este vorba de privilegiul dobândit de Sfântul Francisc de Asizi de a fi iertată pedeapsa meritată pentru păcatele săvârșite, fiind spovediți, împărtășindu-ne și recitând rugăciunile după intenția Sfântului Părinte Papa. Vă reamintim de asemenea că participarea la celebrări, urmărind transmisiunile, este valabilă doar pentru acele persoane care nu se pot deplasa, sunt bolnave sau sunt vulnerabile în mod grav. Ceilalți credincioși care sunt sănătoși, slavă Domnului, se pot deplasa, au posibilitatea, sunt obligați în conștiință de a lua parte la Sfânta Liturghie, participând în mod fizic, fie în interiorul bisericii, fie în afara ei, dar desigur păstrând atitudinea de reculegere și pietate specifică, decât să vii la Sfânta Liturghie, să stai afară și să începi să butonezi telefonul, mai degrabă stai acasă. Nu este participare la Sfânta Liturghie. Participând la Sfânta Liturghie în curtea bisericii, sigur, necesită o putere de concentrare și mai mare, pentru că vrând nevrând, ba aleargă un copil, ba claxonează o mașină, ba mai știu eu ce se întâmplă, numai la Sfânta Liturghie nu este gândul cuiva care stă afară. Dar, apropo de nu merge și așa, nu merge oricum, o recomandare în special bărbaților. Înțelegem că este vară, e cald, dar să ne aducem aminte de parabola ospățului de nuntă. Ne surprinde pe toți că, deși au fost invitați la ospăți, oameni care au fost găsiți așa cum erau, la colțul străzilor, orbi și chiopi de toate felurile, unul a fost dat afară din sala nunții pentru că nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. De fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, venim la ospățul, la jertfa Mântuitorului. Dacă la o nuntă ne străduim să fim cât mai eleganți, cât mai decent și frumos îmbrăcați, cu atât mai mult la ospățul de nuntă al Mielului, la jertfa Sfintei Liturghii, trebuie să fie o diferență între vestimentația pentru plimbare și o diferență pentru vestimentația pentru biserică, pentru Sfânta Liturghie. Vă doresc să aveți o duminică binecuvântată, să căutăm cu toții, să descoperim această perlă prețioasă care este Împărăția lui Dumnezeu, care este Hristos, ce vrea să vină, să fie oaspetele nostru. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos.